Un incendiu a fost semnalat în noaptea de joi spre vineri, 11 spre 12 februarie, pe Bulevardul Unirii din Baia Mare, în zona unei florării. Apelul la 112 a fost dat de un băimărean în jurul orei 23. Din zona subsolului unui magazin ieșea un fum gros. Astfel, oamenii s-au alertat și au cerut ajutorul pompierilor. La fața locului, aceștia au găsit, sub scara de acces într-un magazin, mai multe cartoane care ardeau. Se pare că acestea ar fi fost aprinse de persoane fără adăpost pentru a se încălzi. Focul a fost stins imediat. Nu au fost alte pagube materiale.